Vreți să vă mai aduc ceva, doamnă? Da, aș vrea niște tărie. Sigur. Ce doriți? Ce-ți faceți cu ochiul acolo din bar? Sigur, imediat. Ce faci, mamasita? Hai? Nasol ai? Puteai să mai aștepți. Să apuc și eu să beau ceva. O să cânți. Ne împrietenim, sărbătorim, dar după. Ce? E de aceea. Ți-am zis prietenia noastră. Să crezi tu asta. Marto, ai încredere în mine. Eu sunt salvarea ta. De aceea. Nimic nu mă mai poate salva. Pariu? Mamă? Bună ziua! Unde e mama? E pe terasă, m-a rugat să-i aduc ceva de băut. O să aibă nevoie. Ce mai găsit? Ce mai e și aia? Nu mai gata, lasă-mă că m-am săturat. Marto, crede-mă că pe asta o să vrei să o citești. Mereu faci ceva. Oh, mereu! Hai că review eu. Ce ai aflat? Păi mă așteptam să faci mai urât. Spune și mie de ce, că nu înțeleg. De ce? Cum poți să minți cu așa ceva? De ce să aduci un străin în casă când știai foarte bine că fratele meu e Călin? Nu știam cum, pentru că, poftim, mă așteptam la reacția asta. Dar de ce? Spune și mie... Spune-mi ce ai câștigat cu chestia asta. A fost ideea lui Lucian. De ce? Pentru că Floppy poate fi mai ușor controlat decât Călin. Mai ușor controlat? De ce să vă bateți joc de viața, de sentimentele unor oameni? Nu pot să înțeleg asta. M-am săturat până peste cap, îți jur. Nici nu mai pot să te văd. Nu-i nimic, o să-ți treacă. Adela o să moștenească totul, Lucian o să plece cu coada între picioare, iar tu, Paul, ai câștigat totul. Măcar un mulțumesc merit și eu pentru asta așa. Ce zici? Niciodată. De la ziua asta așa frumoasă. Băi, frate. Nu cred că mai pot să stau în casă cu ea. Tot timpul face câte ceva. Tu ești cel mai important. Ce? Călin. M-a sunat Adela și mi-a zis. Dacă el e fratele tău, nu crezi că ar trebui să vorbiți, să ți-l apropii, să te bucuri de asta? Da. Ce m-aș face eu fără tine? M-aș certa cu maică mea în continuu. Mi-ai promis că mergem la masă. Ce zici? Da. Hai să fugim. Acum? Hai.